Numărul persoanelor depistate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 a fost în creștere constantă, iar în acest moment DSP Hunedoara are în lucru peste 5400 de anchete epidemiologice. Cu toate că întregul personal de specialitate al instituției județene este implicat în efectuarea anchetelor epidemiologice și introducerea datelor în sistemul electronic Corona Forms, este înregistrat un decalaj de mai multe zile. Facem apel la înțelegerea cetățenilor și angajatorilor, asigurându-i de faptul că depunem toate eforturile pentru a recupera acest timp, declară Sebastian Mezei, directorul DSP Hunedoara. Totodată, acesta mai menționează că eliberarea concediului medical pentru perioada de izolare sau carantinare se poate face în maximum 30 de zile calendaristice, începând cu ultima zi a perioadei de izolare sau carantinare.